mai buni sau nu mai buni, eu cred că mai tare am vrut noi. Pentru noi era mai important aceste 3 puncte decât pentru Zimbru, că Zimbru totuși dăm locul 3. Dar au avut ei ocazii foarte multe, dacă marcau, apoi era mai greu. Dar mai spun încă o dată că ei n-aveau ce pierde și le-a fost mai ușor. Dar la noi o leacă presiune a fost din cauza asta, a fost așa un meci foarte greu. Dar principal că am luat 3 puncte, la momentul dat meciul se uită, rezultatul rămâne. Ați jucat cu Șarif cu titlul pe masă, practic, ce așteptai? O săptămână de foc aveți. Nu, da, eu cred că tu mai rămas 5 zile până la meci, eu cred că noi în continuare tot așa liniștit ne vom pregăti. Toți cred că înțeleg ce reprezintă acest meci, dar totuși dacă jucăm egal, mai este și meciul de aur, cum se spune. Dar noi sperăm că totuși jucăm acasă la Speia să rezolvăm acest meci acasă, în fața fanilor noștri. Vin primii după meciul cu Zimbru sau primii o să vină deja după meciul cu Șerif? Care primii? Că noi nu avem primii. nu știu, dacă cinstit de primii, adică nu o să la Dacia, n-am văzut eu de primii. Nu dau primii la Dacia. Noi nu avem la Dacia primii, noi avem obiectivul și gata, mă pentru obiectiv, pentru campionat. Restul locul 2, locul 3, cupa, tot asta, noi nu avem primii. Zimbru, Șerif, noi nu avem primii.